Acțiunea de curățare a lacului are loc în fiecare zi, de luni până sâmbătă. Curățăm toată suprafața lacului o dată pe zi, mai ales în perioada acum de primăvară când începe căldura și vegetația de anul trecut iese la suprafață. Vegetația moartă de anul trecut iese la suprafață, lăsând locul celei care va crește anul ăsta. La această acțiune de curățare a lacului folosim doi oameni. Unul în barcă cu vâsle împinge tot gunoiul din lac către mal, iar cel de-al doilea de la mal cu o sită specială făcută de noi, ridicăm și îl așezăm pe mal. Și bineînțeles, de nou revenim cu mașina și om să ridicăm de pe malul lacului. Acțiunea durează tot anul, exceptând partea de iarnă când îngheață lacul, dar și atunci luăm de pe gheață, numai că e lacul oarecum mai murdar, să spunem, pe această perioadă de primăvară. Cei care se plimbă cu vaporașul, cu ambarcațiunile, lebede și tot așa, dacă beau ceva, le aruncă, bineînțeles, sau mare parte din ei le aruncă și pe lac, din păcate. Facem apel să le țină pe ambarcațiunea cele peturi, hârtii și ce mai servesc dânsii și în momentul când coboară avem coșuri la fiecare debarcadere sau în tot parcul, le putem arunca fără niciun fel de problemă, încât să avem un lac curat și un parc curat în general.